Costumul popular românesc reprezintă una dintre mărturiile de seamă ale culturii acestui popor. De-a lungul istoriei, piesele de bază s-au menținut, iar progresul s-a remarcat mai ales în înfrumusețarea ținutei și mai puțin în schimbările croielii. Frumusețea și eleganța costumelor din zona Argeșului sunt oferite de broderiile cu fire aurii și argintii. Iile din această regiune sunt cunoscute datorită ornamentelor bogate și armoniei culorilor. Broderiile compacte completează motivele tradiționale mari, fiind înfățișate în culori precum verde, galben, albastru și mai ales roșu aprins. Aceste lucruri au vrut să le arate lumii întregi, elevii Școlii Populare de Arte și Meserii care au participat la ediția din acest an a Sinfoniei Lalelelor. De la câmpie până pe cele mai înalte stânci, toate locurile sunt pline cu flori. Ele nu aveau cum să lipsească de pe straie. Uitați-vă, cu un fir de arnici și cu o mână de mărgele, femeile coseau o întreagă grădină. Așa cum spune și cântecul Mariei Ciobanu, câte flori creșteau pe vale, le cosea pe ei și poale. Țăranii, deși nu știau carte, cunoșteau bine puterile magice ale florilor și le foloseau în ritualurile de vindecare și purificare. De aceea, florile ne însoțesc de la naștere până la sfârșitul vieții. Mi-am pus ia cu lalele, pentru că astăzi este Sinfonia Lalelelor. Hai dorule, floare viorea, că-i frumoasă dragoste.